Îl felicit pe Alfred Simonis, președintele ales al Consiliului Județean Timiș pentru succesul său și îl asigur că primarul Timișoarei întinde o mână la noul președinte al Consiliului Județean și am tot interesul să continuăm proiectele și colaborarea între primărie și Consiliu și să dezvoltăm împreună o mai mare amprentă a Timișoarei și a Timișului în politica națională. Primarul Timișoarei reales, Dominic Fritz, a ținut să îl felicite pe Alfred Simonis după ce socialdemocratul a câștigat președinția Consiliului Județean Timiș. Edilul Timișoarei a declarat că este deschis la o colaborare cu Alfred Simonis pentru binele cetățenilor. Cât despre Alin Nica, Dominic Fritz a spus că acesta a fost victima politică a unor membri PNL. Din păcate, Alin Nica a fost victima unei politici extrem de nocive din partea unora din PNL, a fost executat din funcția de președinte, a fost sabotat în funcția de președinte al Consiliului Județean și rezultatul este că PSD a câștigat. PSD a mai câștigat și la Caraș-Severin, președinția Consiliului Județean Caraș-Severin. Vedem același lucru la Prahova, la Suceava. 27 de consilii județene au fost câștigate de PSD, doar 11 de PNL. Asta trebuie să îngrijoreze pe oricine. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, le-a mulțumit din nou celor cărora l-au ales și a asigurat pe toți timișorenii că va rămâne primarul lor și că nu va pleca la București, așa cum se zvonește.